Hei, salut! Ce faceți? Astăzi plecăm în concediu și m-am gândit să fac un clip despre cum ar trebui să îți pregătești vacanța, dar și despre ce voi face eu în concediu, pentru că vom merge pe niște drumuri foarte drăguțe. Este prima oară când merg într-un road trip, hai să spunem pe jumate de continent, și vreau să fiți aproape de mine. Iar acum vreau să vorbim despre ce trebuie să faci înainte să pleci la drum, referitor la mașina ta. Și motivul pentru care mă aflu aici este că vreau să verific lichidele mașinii. De fapt, le-am verificat deja, sunt în regulă. Și prin lichidele mașinii fluide nu mă refer doar la jojă de ulei, pentru că asta o verificăm cel mai des, nu-i așa? Știu că mulți dintre voi nu o verificați nici pe aia. Mă refer și la lichidul de frână. Mă refer și la lichidul de răcire pentru invertor în cazul ăsta, pentru că vorbim de o mașină hibridă. Mă refer și la antigel, bineînțeles, și mă refer și la lichidul de parbriz. Este bine ca înainte să te pui la drum să verifici ca aceste fluide să fie la nivelul optim. Nivel optim înseamnă nu minim, nici maxim, undeva între. Mașina asta abia a primit o revizie și atunci totul este în regulă, s-a schimbat inclusiv lichidul de frână. Și probabil vă întrebați de ce n-am plecat cu mașina mea, o să vă explic mai târziu pe drum. Dar motivul pentru care ne-am oprit aici pe autostradă este simplu. Ne-am oprit la o benzinărie ca să luăm aer. Nu ca în melodie, ca să facem presiunea în anvelope cu aer premium. Iarăși încă o glumiță de pe TikTok. Bun, asta este a doua recomandare cu privire la pregătirea mașinii tale pentru plecat la drum. Și o să vă explic imediat și de ce. Pentru că pentru a rula în siguranță, anvelopa trebuie să fie umflată la presiunea corespunzătoare. Atenție că pe majoritatea mașinilor aveți presiuni diferite în funcție de nivelul de încărcare. Și atunci când plecăm în concediu, de obicei suntem mai mulți oameni în mașină decât atunci când o folosim zilnic și avem mai multe bagaje. Și atunci trebuie să umfli anvelopele ceva mai mult. De obicei, producătorii au un sticker aici pe stâlp, sau dacă nu îl vei găsi aici pe stâlpul B, îl vei găsi la capacul portbagajului, care îți spune exact ce presiune trebuie să aibă anvelopele tale în funcție de mărime și în funcție de încărcare. Noi, de exemplu, în cazul acesta, pe aceste dimensiuni, cu greutate extra, pentru că avem, o să vedeți, portbagajul plin, avem o recomandare de 2,8 pe față și 2,7 pe spate. Știu, pare un pic cam mult și mie mi s-a părut mult, dar asta e recomandarea producătorului, asta aplicăm. Nu în ultimul rând, înainte de a te pune la drum, este foarte important să-ți ancorezi toate obiectele din mașină. Este important să ai cât mai puține obiecte care se pot mișca în caz de accident. De ce? Pentru că la 60 de km pe oră, dacă ai un impact, forțele G care acționează asupra obiectelor, dar și asupra corpului tău, sunt de până la 10 ori mai mari decât în mod normal. Deci dacă ai un laptop care are 1 kg în mașină, în caz de accident, dacă nu este asigurat, acesta va cântări 10 kg și te poate lovi peste cap și poți să ai probleme foarte mari sau chiar poți să mori. De asta noi am făcut curată mașină și acum vreau să vă arăt cum arată portbagajul, pentru că am scos tot ce era inutil în mașină. Cam așa arată portbagajul nostru, pentru că am băgat totul aici ca să fim în siguranță în caz de, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Ideea este să nu ajungeți în situația în care se întâmplă ceva, ci să o evitați. Dar trebuie să te pregătești pentru cel mai rău scenariu și atunci foarte important este să izolați tot ce se poate mișca mașină în caz de accident. Și nu în ultimul rând, înainte să te pui la drum, este esențial să îți reglezi scaunul, volanul, tetiera, totul astfel încât să stai confortabil și în siguranță, să ai control asupra mașinii tot timpul. Dar pentru asta am un clip cu Silviu Toma, filmat acum aproape 2 ani. O să vă las un link undeva pe aici pe sus pe ecran către el. Merge și îl vedeți și noi o să ne punem la drum. Așadar, am făcut procedura explicată de Silviu mai devreme, m-am așezat confortabil la volan și acum ne-am pus la drum. Călătoria noastră începe, evident, în România. Suntem pe A1, ne îndreptăm spre Pitești, pentru că circuitul nostru va trece prin Budapesta, mergem deci prin Ungaria, apoi o să ne oprim un pic în Zurich, în Elveția, și ultima destinație va fi Bologna, undeva lângă Bologna, în Italia. Asta înseamnă că vom trece prin
bineînțeles, România, Ungaria, Austria, Germania, Elveția, Italia. Deci vom traversa 5 țări. Și pentru a ne pregăti pentru această călătorie, a trebuit să ne facem puțin temele și asta vă recomand și vouă. Pentru că veți pleca în concediu și dacă plecați cu mașina, că na, și eu până la urmă plec cu mașina pentru că sunt mașinist, sunt împătimit al transportului rutier, să-i spunem. Sunt sigur că și mulți dintre voi preferați să plecați cu mașina pentru a mai vedea un peisaj drăguț, pentru controlul pe care ți-l oferă o călătorie cu mașina. Dar la mine mai este și un alt motiv despre care vom vorbi mai târziu. Pentru asta trebuie să-ți faci temele, pentru că fiecare stat european are propria legislație și fiecare stat are o vinietă pe care trebuie să o plătești. Mă rog, aproape fiecare stat. Și fiecare are un alt preț, are un alt loc de unde o poți cumpăra. Eu o să vă ofer niște sfaturi cu privire la țările prin care o să trecem noi. Așadar, pentru vinieta din Ungaria poți să o achiziționezi online sau de la benzinăriile MOL. Dar atenție, nu toate benzinăriile MOL îți oferă posibilitatea să plătești vinieta pentru drumurile din Ungaria. Doar anumite stații MOL pot face chestia asta, așadar recomandarea mea ar fi să vă luați online vinieta pentru statul maghiar, ungar, spuneți-i cum vreți. După aia, pentru Austria poți să faci același lucru. Atenție că la Austria ai o perioadă de 18 zile de probă, să-i spunem. Deci trebuie să-ți o cumperi cu cel puțin 18 zile înainte să intri în țară dacă ești persoană fizică. Aici eu nu știam chestia asta. Am aflat când am intrat online să-mi cumpăr vinieta. Din câte mi-am dat seama, au băgat această perioadă pentru că erau oameni care intrau și apoi își cereau bani înapoi, pentru că poți să ceri bani înapoi la statul ungar, făceau tot felul de mișmașuri de genul ăsta. Dacă o cumpere pe persoană juridică, cum am făcut eu, este valabilă din momentul achiziționării, numai că nu mai poți să o returnezi. Da? Deci nu mai poți să faci mișmașuri. Au costat cam 10 euro fiecare pentru o săptămână, ai fracționabil o săptămână, o lună, un an, cât vrei tu. Iar pentru Elveția, elvețienii sunt ceva mai speciali. Pentru Elveția, vinieta se cumpără doar pe un an. Nu poți să o cumperi online, sau cel puțin n-am găsit eu de unde să o cumpăr online. Și te costă undeva la 40 de franci. E mult, e foarte mult și se face doar pe un an. Mă rog, nu e neapărat un an. Vinieta este practic valabilă până la sfârșitul lui ianuarie. Și dacă o cumperi, de exemplu, acum în iulie, când mergem noi, nu este valabilă un an, este valabilă practic 6 luni, 7 luni. Da? Deci cam astea sunt regulile. La trecerile la vamă, să știți că nu vă trebuie procură sau împuternicire, nimic de genul ăsta, doar actele mașinii, exact la fel ca la un control de rutină. Da? Certificat, asigurare și așa mai departe, actele tale ca șofer, bineînțeles, și cam atât. Așadar, astea sunt sfaturile de plecat la drum. Încă o recomandare, asigurați-vă că aveți măcar ceva cash la voi, euro, da, dacă mergeți în Europa, sau valuta locală. Asigurați-vă că v-ați pornit roaming-ul. Atenție, Elveția este un caz special. În Elveția nu merge roaming-ul normal pentru Uniunea Europeană, pentru că ei nu sunt în Uniunea Europeană, nu sunt nici în spațiu economic european, așa că trebuie să vă activați separat internet pentru Elveția. De obicei e foarte scump, eu am dat undeva la 80 de lei pe 2 giga de internet. Deci asta este o chestie de care trebuie să țineți cont. Dacă n-aveți internet, o să fie mai greu cu navigația, pentru că ne bazăm foarte mult pe Android Auto și Apple CarPlay acum, pe Waze, pe Google Maps, și sistemele de navigație clasice s-ar putea să funcționeze, s-ar putea să nu funcționeze în afara țării. Trebuie să verificați în funcție de mașină și de ce navigație v-ați luat. Noi pe mașina asta nu avem navigație deloc, așa că vom folosi exclusiv Google Maps și Waze. Partea bună este că pentru Google Maps poți să descarci hărțile offline, astfel încât dacă rămâi fără internet, mașina să meargă doar cu GPS-ul, da? Deci asta este o opțiune. Dacă traversezi, de exemplu, o zonă și nu ai acces la internet, poți să descarci zona pe Google Maps înainte, ca să nu ai probleme pe partea asta. Bun, noi ne-am pus la drum din București până în Budapesta. Teoretic o să facem undeva la 10 ore, mare parte prin România, că na, nu avem foarte multă infrastructură, dar vom face un update în momentul în care ajungem în Budapesta, să vă explicăm cum a fost drumul și poate învățăm ceva nou pe traseu.
Sper să vă fie util. Facem update mai târziu. A few hours later. Iată, ne ajungem și în Budapesta după un drum care a durat undeva la 10 ore. Bine, noi am ajuns ceva mai devreme, dar până ne-am cazat, până ne-am schimbat, până am ieșit afară să găsim un restaurant, s-a mai întârziat. Update-ul va conține așa. Cum a fost drumul, cât am alimentat și cum se prezintă Budapesta după o scurtă privire, așa. V-am spus deja, drumul a durat undeva la 10 ore, cu tot cu pauze. Cel mai greu a fost până am ajuns din București la A1, adică undeva în dreptul Sibiului, pentru că până acolo n-am avut autostradă. Dar după ce am ajuns pe A1, până la ieșirea din țară am mers aproape exclusiv pe autostradă. A fost o singură bucată mică lângă Arad, unde n-am avut autostradă și s-a mers blană. Deci am ținut mașina la 130-140 fără niciun fel de problemă. Cât despre consum, am plecat cu rezervorul plin, am făcut încă un plin undeva la Arad și acum mai am 3 sferturi de rezervor. În total am alimentat de undeva la 400 de lei până acum și mai am 3 sferturi de rezervor, v-am spus. Deci cât de cât ok, consumul mediu a fost 5,7 la ieșirea din țară și chiar l-am resetat după ce am ieșit din țară, pentru că vreau să văd diferența de consum între mersul în România și mersul în străinătate pe infrastructură adevărată. Și la sfârșitul clipului probabil o să vă spun și de ce am ales Toyota Corolla pentru acest drum. N-a fost neapărat o alegere, cât o conjunctură foarte interesantă, dar per total mașina la drum lung, să știți că e confortabilă, cutia automată, cruise control adaptiv, tot ce vrei și nu ai foarte multe lucruri de făcut, poți să faci călătorii lungi fără niciun fel de problemă. După ce am trecut de vamă, am stat ceva la Nădlac, cred că undeva la 15-20 de minute am stat la coadă acolo. Nu e un capăt de țară, după ce am trecut granița am văzut ce era pe partea cealaltă la intrare și ne-am crucit pentru că am fost câțiva kilometri buni de coadă acolo. După ce am trecut granița, sincer, peisajul din Ungaria nu te dă foarte tare pe spate, e numai câmpie, dar Budapesta este absolutamente excelentă, fascinantă, îmi place foarte mult. E o diferență uriașă față de București, pentru că Budapesta n-a fost atât de afectată de virusul comunist cum a fost București, n-a fost atât de distrusă de ambițiile unui dictator nebun. Și încă și-a păstrat foarte multe din clădirile vechi și arată foarte bine, nu mai spun de toate podurile peste Dunăre și cum este folosită Dunărea la potențial maxim aici. Acum o să mergem să mâncăm, mâine dimineață ne punem iarăși la drum, avem o zi cu 1000 de kilometri de parcurs și probabil undeva la 11 ore petrecute cel puțin la volan și bineînțeles o să facem încă un update de pe drum. Cam atât, vă recomand să veniți în Budapesta măcar pentru un city break, este absolutamente specială. The next day. Salutare din Germania! Ce faceți, oameni? M-ați prins pe drum. M-ați prins fix când am luat pauză. E doar o coincidență că am și microfonul pe mine. Da, am trecut prin Austria ca prin brânză. N-am vrut special să opresc acolo să filmez, pentru că m-am gândit că după aia o să iisc un nou
scandal diplomatic, pentru că s-ar putea să zică austriecii, o, ăștia vin și filmează la noi în țară, nu-i primim în Schengen. Și atunci am zis, haideți să evităm Austria cu orice preț. Dar ca să facem o recapitulare, suntem în Germania, aproape de München, ne îndreptăm spre Elveția și ieșirea din Ungaria ne-a luat foarte puțin. Ungaria e destul de mică și are și autostrăzi ca lumea. Fix la ieșire din Ungaria am oprit la un mall foarte drăguț cu foarte multă mâncare, mi-a plăcut foarte mult. Și apoi am trecut în Austria, unde iarăși am mers blană. Am încercat să evit să alimentez la ei, tot așa, din cauza că n-am vrut să susțin un stat care nu ne-a primit în Schengen. Știu că sună foarte ciudat, nu facem politică aici, dar eu sunt un pic supărat din cauza asta și vă explic și de ce. Trecerea din Ungaria în Austria n-a durat mai mult de un minut. Trecerea din România în Ungaria, cel puțin 20 de minute de stat la coadă, aglomerații și așa mai departe, doar pentru că nu suntem încă în Schengen. Ce pot să vă spun de pe drum? Șoferii austriești sunt foarte agresivi și merg foarte tare pe autostradă. Mi-a plăcut faptul că la foarte multe stații de astea de oprire, de odihnă, ai foarte multe opțiuni de mâncare. Pe lângă benzinării ai și KFC, McDonald's, ai opțiuni de mâncare adevărate. Nu că mâncarea de la Pecon ar fi bună și nu că mâncarea de la fast food ar fi bună, dar e bine să ai o paletă mai diversificată de opțiuni. Și acum suntem în Germania și am aflat ceva. De fapt mi-am adus aminte că îmi povestea cineva, eu n-am petrecut foarte mult timp pe autostrăzi în Germania, îmi povestea cineva că nu ai stații Peco lângă autostradă, ci trebuie să ieși de pe autostradă. Nu foarte mult, dar trebuie să ieși de pe autostradă să alimentezi. Și asta trebuie să facem și noi acum. Până acum pe autostradă toată lumea foarte liniștită, foarte ordonată aici în Germania, depășit pe banda 2, revenit pe banda 1, niciun fel de problemă. Ce urmează să facem este să alimentăm mașina și ne continuăm drumul către Elveția. Trebuie să ne oprim să ne luăm vinietă la intrarea în statul elvețian, care e destul de scumpă și e doar pentru, pe un an, vă spuneam mai devreme. Și să sperăm că ajungem cu bine la Zürich fără să întârziem prea mult. Atât din peripețiile noastre, până la următorul update, aveți grijă de voi, nu o să treacă mai mult de câteva secunde aici în clip, dar pentru noi câteva ore foarte, foarte lungi. A few hours later. Salutări din Elveția, bine ați venit! Ce faceți? Cum vă simțiți? Vă place aici la noi? Poate așa ar trebui să încep video, sau mă rog, secțiunea dedicată Elveției, pentru că astăzi este a doua zi a călătoriei noastre, a șederii noastre în Elveția și pot să spun că am fost primiți cu o răceală tipic elvețiană. Am avut câteva îngrijorări, dar despre asta poate într-un video ulterior. Câteva lucruri repede despre Elveția, nu o să vorbim foarte mult, vreau doar să vă dau câteva sfaturi dacă vreți să veniți aici. Nu veniți cu o mașină puternică, pentru că în Elveția amenzile se dau în funcție de venitul vostru. În cazul meu n-ar fi o problemă că eu sunt sărac, dar în cazul multora dintre voi probabil, amenzile ar fi foarte mari și dacă depășești chiar și cu 1 km pe oră limita de viteză, s-ar putea să ai de discutat cu polițiștii. Sunt foarte multe radare fixe, ți se face poză și ți se trimite amenda acasă. Asta odată. Deci, faptul că am ales o Toyota Corolla Touring Sport să vin cu ea aici, cred că a fost o alegere bună pentru că nu am depășit limitele de viteză și cred că o să reușesc să ies din Elveția fără să iau amendă. Pe lângă asta, trebuie să aveți foarte mare grijă să vă cumpărați vinietă, da? Eu mi-am atașat-o în parbriz, pentru că amenda pentru vinietă iarăși este foarte mare.
Din păcate, nu știu exact de ce, deși elvețienii au destul de multă tehnologie, aceasta trebuie cumpărată din Peco, din stații Peco, și asta ne-a dat câteva emoții inițial, pentru că după ce am intrat în țară, am văzut un Peco fix după trecerea graniței din Austria în Elveția, dar n-am avut inspirație să opresc și după aia am stat un pic cu morcovul, pentru că nu mai găseam o stație Peco să-mi cumpăr vinietă și mă gândeam că o să îmi primesc amendă. Dar am găsit până la urmă, 40 de euro costă și este o vinietă unică, adică o lipești pe mașină și e valabilă un an. Nu e transmisibilă, aveți grijă la asta, și vă recomand cu mare căldură să vă luați. Știu, e un pic mai scump decât în celelalte țări unde poți să-ți iei și pe o săptămână cu 10 euro, de exemplu, cum am luat în Austria, cum am luat în Ungaria. În Germania, vineta, apropo, este inclusă în prețul benzinei, deci nu trebuie să-ți cumpere în mod necesar. Și, bineînțeles, Elveția, era să zic Austria, Elveția ne-a primit cu peisajele ei absolut superbe. Asfaltul este ca în palmă, autostrăzile sunt geniale și peisajele sunt absolut superbe. Am coborât pe lângă St. Gallen, a fost superb, de altfel o să vedeți și în cadrele pe care le pun eu aici. Gândiți-vă la Elveția ca la o țară, nu știu, gândiți-vă la România dacă ar fi compusă doar din munți, din lanțurile muntoase și ar avea și autostrăzi. Cam așa pot să vă descriu Elveția. Vă recomand cu foarte mare căldură, dar să aveți un pic grijă la vinietă, la viteză, să nu exagerați cu chestia asta. Asfaltul e ca în palmă și ce m-a impresionat foarte mult aici este curățenia și ordinea. Aș putea spune că elvețienii sunt verii mai minuțioși și mai preciși ai nemților. Cam așa stă treaba aici. Acum noi ne îndreptăm spre Italia, să vedem și frumoasa Italie, partea de nord, o să coborâm pe lângă lacul Como, o să mai facem niște filmări pe acolo și apoi o să facem o concluzie a acestui road trip prin Europa. Next day. Salutări din Italia! Am ajuns în sfârșit la destinație, după cum vă spuneam, undeva în apropiere de Bologna. Și deși sunt aici de vreo două zile, mi-a luat ceva timp să filmez această încheiere a periplului nostru prin câteva țări europene, acestui road trip.
Și va trebui să mă scuzați dacă auziți pe fundal cicade, este sezonul cicadelor aici și sunt absolutamente enervante. Deci dacă auziți niște zgomote super, super enervante pe fundal, este din cauza asta. Excuzând, bineînțeles, vocea mea. Da, dragii mei, această superbitate de mașină ne-a dus la destinație în siguranță. Și vreau să fac o încheiere, să vă povestesc puțin despre drumul din Elveția, din Zürich, până aici în Bologna și să vă recomand cu foarte, foarte mare ardoare. Deci chiar vă recomand să faceți acest drum dacă aveți ocazia, dar să vă abateți puțin de la autostrăzi, să mergeți pe drumuri secundare și să puneți, dacă treceți din Elveția în Italia, să puneți ca destinație intermediară Montespluga. Este o localitate fix cum intri în Italia, care dacă setezi această destinație din Elveția, era zic Suedia, dacă o setezi, o să te aducă pe un drum de munte absolutamente genial, așa cum puteți vedeți în cadrele pe care le adaug eu aici în postproducție. Și drumul este atât de strâns, serpentinele sunt atât de strânse, încât se întâmplă de foarte multe ori să nu aibă loc două mașini să treacă una pe lângă alta și să te întrebi și tu dacă ai loc să mergi pe acolo. Absolut fascinant, este un drum superb și Elveția o recomand cu foarte mare căldură. Am mers pe lângă lacul St. Gallen și este absolutamente superb. Drumurile sunt cam palmă, dar aveți mare grijă la radare, aveți mare grijă să plătiți vinieta, v-am spus deja despre asta, și să nu încălcați regulile. Odată ajuns în Italia, iarăși am avut de-a face cu foarte multe peisaje superbe în Alpi, am avut de-a face cu lacuri absolutamente superbe și ele. Și, bineînțeles, am avut de-a face cu o schimbare puternică a traficului. Dacă în Germania și în Elveția oamenii respectă regulile ca la carte, în Italia sângele latin se vede și lucrurile sunt mult mai laxe, mult mai relaxate. Traficul este mult mai haotic, lumea staie fața, în sensurile giratorii semnul ăla decidează de la intrare este mai mult facultativ pentru foarte mulți dintre ei și așa mai departe. Italia este și ea superbă, am mers pe malul lacului Como și am văzut și acolo foarte multe localități foarte frumoase. Recomand iarăși să vă abateți puțin de la autostrăzi. Știu că vei face ceva mai mult timp pe drum, dar o vei face în condiții și mai bune. Și acum, la sfârșit, după ce am parcurs undeva la 2400 de km la bordul acestei mașini, vreau să vă spun puțin de ce am ales-o. Sfaturile mele pentru plecat în concediu includ să-ți alegi o mașină cât mai fiabilă. Mai fiabil de atât rar găsești, pentru că nu vrei să te lase mașina în mijlocul Germaniei, în mijlocul Austriei, să chemi o platformă, să cauți servisuri și așa mai departe. Deci, alegeți-vă o mașină fiabilă. Asta este o mașină fiabilă. Alegeți o mașină care îți face călătoriile lungi ușoare. Mașina asta are pilot adaptiv, cruise control, te ține pe bandă, păstrează distanța față de mașina din față și face călătoriile lungi foarte ușoare. Este automată. Iarăși un avantaj, deși la drumurile lungi cutia manuală nu este neapărat un dezavantaj așa cum este prin oraș și consumă puțin. Vă spuneam, la ieșirea din țară am resetat computerul de bord când aveam un consum de aproximativ 5,7 litri la 100 de kilometri. Din punctul în care am ieșit din țară până aici, în Bologna, consumul mediu al mașinii a fost de 5 litri la 100 de kilometri și am mers aproape exclusiv pe autostradă, respectând, bineînțeles, limitele de viteză, pentru că nu am vrut să-mi iau niciun fel de amendă. Și consumul de 5 la viteză medie de peste 100 și ceva de kilometri pe oră mi se pare absolutamente fascinant. Mai mult decât atât, mașina asta este incredibil de confortabilă. Nu aș spune la nivel de seria 7, dar este o mașină care la drum lung merge bine. E confortabilă, erau niște secțiuni de drum prin Germania și prin Elveția cu un asfalt atât de bun încât tot ce se auzea era șuieratul anvelopelor pe asfalt. Și pe lângă consumul redus de combustibil, fiabilitate și confort, mașina asta nici nu este una foarte scumpă. Și vreau să vă mai zic ceva, această mașină ați mai văzut-o pe canal, unii dintre voi poate o veți recunoaște, a fost primul Toyota Corolla testat aici pe canal, pentru că e mașina unui prieten de-a meu, a trebuit adusă în Italia, nu o să intru în detalii, el a suferit un accident și a trebuit să-i aducă cineva mașina în Italia unde locuiește acum. Mașina asta ați mai văzut-o pe canal, vă spuneam, și când v-am prezentat-o inițial, când a cumpărat-o el de nou în 2020 la sfatul meu, avea un preț de nou de 23.000 de euro. Asta este o mașină care nu pierde la preț, sau cel puțin în ultimii 3 ani de zile n-a pierdut la preț. Dacă vă uitați pe site-urile de mașini rulate, o mașină din 2020 ca asta,
da? Deci Toyota Corolla Touring Sports cu motorul de 1.8, hibrid, 122 de cai. Nivel de echipare business care îți aduce cam tot ce ai nevoie, sincer, pe mașina asta. Costă cu sub 100.000 de kilometri, mașina asta are undeva la 90.000, costă undeva la 23.000 de euro. Atât a costat mașina asta de nouă. Și cred, mie unul mi se pare că persoana care a cumpărat-o a făcut o afacere absolutamente genială. Deci în momentul ăsta, dacă ai vrei să vinzi mașina asta, nu pierzi bani la ea. Cam asta înseamnă haosul din momentul de față, din industria auto și de pe piața mașinilor rulate, dar și a mașinilor noi, care s-au scumpit foarte, foarte mult. Și aici avem vinieta din Elveția. Dragii mei, ăsta a fost turul meu prin Europa, concediul meu de anul acesta. Nu cred că o să mai iau altul, deși nu se știe când mai fac vreun city break și așa mai departe. Dar din moment ce am plecat cu mașina asta undeva la 2400-2500 de kilometri prin Europa, m-am gândit să fac un clip despre asta, să vă dau câteva sfaturi de plecat la drum în concedii și poate vă ajută informațiile de aici. Ori să vă alegeți mașina potrivită pentru drum, ori să nu faceți niște greșeli complet predictibile. Sper că v-a plăcut acest clip, ca de obicei vă doresc să dați like, share și subscribe mai ales. De ce vă doresc să dați subscribe? Pentru că veți vedea mai multe clipuri de acest gen pe canal. Mă rog, mai multe informații utile, pentru că îmi propun ca în clipurile mele de pe canal să vă ofer în primul rând informații utile cu privire la tot ceea ce ține de viața noastră automobilistică. Cam atât de aici. Până data viitoare, aveți grijă de voi și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!